Pentru arborele vascular, voi aborda acest subiect în trei etape. Mai întâi vom discuta despre artere, apoi despre vene și în final voi evidenția raporturile care se pot stabili între cele două sisteme, cel arterial, respectiv cel venos. Mai întâi vom înlătura scheletul și de asemenea și venele, deoarece am zis că încep cu arterele. De asemenea, din artere voi înlătura din ramuri și voi rămâne cu arterele mari principale. Sistemul aortic este format din artera aortă și din ramurile sale. Aorta pleacă din ventriculul stâng și începe cu aorta ascendentă, care urcă în jur de 5-6 cm, după care se curbează spre stânga și devine arcul aortic. Arcul aortic, iar apoi aorta se continuă cu aorta descendentă, care are două regiuni, descendentă toracică și descendentă abdominală. Din aorta ascendentă se desprind cele două artere coronare. Aici pot evidenția această arteră coronară și mai este și artera coronară stângă. Aici putem vedea că cele două artere coronare, cele cu roz, se desprind imediat de la locul de plecare al arterei aorte ascendente. Apoi, arcul aortic dă dinspre dreapta spre stânga trei ramuri. Trunchiul brachiocefalic, artera carotidă comună stângă și artera subclavie stângă. Trunchiul brachiocefalic se împarte la rândul lui în artera subclavie dreaptă și artera carotidă comună dreaptă. Arterele carotide comună dreaptă și stângă urcă până la marginea superioară a cartilajului tiroid, acesta, deci până la nivelul acesta, ele sunt artere carotide comune, iar la acel nivel, deci la marginea superioară a cartilajului tiroid, ele se împart în arteră carotidă externă și arteră carotidă internă. La acest nivel, arterele carotide, unde ele se împart, prezintă o dilatație care se numește sinus carotic sau carotidian. Artera carotidă externă irigă gâtul, regiunile occipitală și temporală și viscerele feței. Artera carotidă internă va iriga creierul și ochiul și intră în craniu. Putem observa cum artera carotidă internă pătrunde în craniu și dă ramuri pentru creier și pentru ochi. Apoi, trecem mai departe și vorbim, gel. Așa. Vom trece la arterele subclavii, care dau două ramuri. Artera vertebrală și artera toracică internă. Arterele vertebrale, aceasta și aceasta, urcă și se vor uni aici, la acest nivel. După ce s-au unit, vor intra în craniu prin gaura occipitală. Astfel, putem observa cum arterele vertebrale, cele două artere vertebrale, se unesc și intră în craniu la nivelul gaurei occipitale.
Mai departe, cealaltă ramură a arterei subclavii, artera toracică internă, va da ramurile intercostale anterioare. Anterioare, nu posterioare. E posibil să vă păcălească în grile. Ca fapt divers, arterele intercostale posterioare se desprind direct din aortă, doar cele anterioare se desprind din artera toracică internă. Aici putem vedea arterele intercostale anterioare care iau naștere din artera toracică internă. Mai departe, artera subclavie se continuă cu artera axilară, care mai departe se continuă cu artera brahială, care la nivelul plicicotului, se împarte în arteră radială și arteră ulnară. Artera radială și artera ulnară. Cele două artere la nivelul mâinii se unesc și formează arcadele palmare din care se desprind arterele digitale. Aici putem vedea o arcadă palmară, este arcada palmară superficială, nu intru în detalii, din care mai departe se desprind arterele digitale. Acestea sunt artere digitale. Sunt artere digitale comune, care se împart în artere digitale proprii. Important este să știți că se formează la nivelul palmar arcuri, arcade palmare, din care se desprind arterele digitale. Apoi vom trece la ramurile aortei descendente. Artera aortă descendentă toracică dă ramuri parietale și viscerale. Ramurile viscerale sunt artere bronhice, pericardice și esofagiene. Și bineînțeles, ramurile parietale se duc la pereții toracelui. Aorta descendentă abdominală, de asemenea, dă ramuri parietale și viscerale. Ramurile parietale vascularizează pereții abdomenului, iar ramurile viscerale, bineînțeles, se duc la organe. Ramurile viscerale sunt dinspre superior spre inferior, trunchiul celiac, artera mezenterică superioară, arterele renale dreaptă și stângă, arterele testiculare sau respectiv ovariene, cum Gigel este bărbat, acestea sunt artere testiculare, și artera mezenterică inferioară. Putem observa că de pe fața anterioară a aortei se desprinde trunchiul celiac, artera mezenterică superioară și artera mezenterică inferioară, iar de pe părțile laterale ale aortei se desprind arterele renale, care sunt stângă-dreaptă, și arterele testiculare sau ovariene, care de asemenea sunt stângă-dreaptă. Trunchiul celiac va da trei ramuri. Artera hepatică, artera splenică și artera gastrică stângă. Stângă, nu dreaptă. E artera gastrică stângă. Apoi vom trece la ramurile terminale ale aortei, respectiv cele două artere iliace. Aorta se termină și se bifurcă în arteră iliacă comună dreaptă și arteră iliacă comună stângă. Mai departe, arterele iliace comune se vor bifurca în arteră iliacă externă și arteră iliacă internă. Artera iliacă externă se
iese din bazin. Putem observa cum iese din bazin și devine arteră femorală. Odată ce a ieșit din bazinul osos, se numește arteră femorală. Artera femorală care merge pe partea anterioară a coapsei, putem observa că este anterior, apoi ea va trece posterior, ajungând în fosa popliteie, unde ia denumirea de arteră popliteie. Deci, artera femorală este anterior, iar artera popliteie este posterior în fosa popliteie. Artera popliteie care va da două ramuri. Arteră tibială anterioară și arteră tibială posterioară. Artera tibială anterioară va trece pe partea anterioară a gambei și se va termina la nivelul labei piciorului prin artera dorsală a piciorului, aceasta. Artera dorsală a piciorului care va da artere digitale dorsale. Deci, artera dorsală a piciorului care va da aceste artere digitale dorsale. Apoi trecem, ne întoarcem de fapt la a detalia despre artera tibială posterioară. Artera tibială posterioară se continuă, merge pe fața posterioară a gambei și se termină prin două artere, arteră plantară internă și externă. Putem observa cele două artere prin care se termină. Și din aceste artere se vor desprinde arterele digitale plantare, că suntem pe fața plantară a labei piciorului. Apoi ne vom întoarce la artera iliacă internă, artera iliacă internă care va da și ea ramuri parietale și ramuri viscerale. Vom întâlni artera rușinoasă internă, care se desprinde din iliaca internă, și artera uterină, care va da ramuri pentru mai multe organe din pelvis. Acesta este un pelvis de femeie. Și ramurile uterine vor iriga ovarul, uterul, trompele prin ramuri tubare și vaginul. De menționat că ovarul este vascularizat atât de ramuri din iliaca internă, prin artera uterină, cât și din ramuri din artera aortă, din care se desprinde direct artera ovariană. De menționat, raportul care se stabilește între pancreas și trunchiul celiac putem vedea că trunchiul celiac se găsește superior față de pancreas și în figura 61 de la glandele endocrine putem observa cum artera splenică dă ramuri și pentru pancreas. De asemenea, în figura 102 de la pagina 116 putem observa că vasele de sânge se găsesc inferior față de trompele uterine. Acum voi trece la sistemul venos. Dar înainte de a face lucrul acesta, vreau să evidențiez faptul că arterele pulmonare sunt încărcate cu sânge cu dioxid de carbon. Chiar dacă este arteră, are sânge cu dioxid. Iar acum voi trece la sistemul venos.